la tăneria ei este jertfa celor care au știut să moară pentru Arhanghelul Mihail și astăzi împlinesc 74 de ani. Dacă n-aș fi atât de obosit, aș avea foarte multe să spun. Am trăit lângă capitan 10 luni de zile, l-am cunoscut, m-a iubit și îmi zicea, iedule, eram mic, aveam 14, zicea. Și de atunci am scris cărți, pentru că mi-a dat Dumnezeu sănătate și de când aș avea de la început, m-aș fi pe la 30. Am 70, mulțumesc de Dumnezeu, și mai ține și de acum înainte, ca să vă zic. Dumnezeu să ia pe cei care am pomenit astăzi și veșnică să fie pomenit. Are cuvântul Părintele Teodot de la Mănăstirea Petru Golden. Dragi camarazi, viitorul neamului românesc, în dreapta credință, de pe poaiurile mănăstirilor nemțene, în apropierea Arărăului, unde capitanul, într-un moment greu din viața sa, a fost în post și rugăciune, 40 zile se spune, când a revenit în Iași pentru a-și duce misiunea pe care Duhul Sfânt i-a credințat-o, de a ridica acest neam sub spada Arhanghelului Mihail, pentru dreptatea neamului românesc și a drepte credințe, în apărarea crucii. Am văzut de azi dimineață aceste frumoase cămăși albe cu garda de fier, care știm cu toții înseamnă apărarea crucii, care era batjocorită dinspre răsărit. Am venit și noi de la Mănăstirea Petru Golden să aducem un omagiu și o cinstire Sfântului Marelui Mucenic Corneliu de la Codreanu și celorlalți mucenici împreună cu dânsul, și el este și apostol al neamului românesc, că a murit nu întâmplător în ziua de Sfântul Apostol Andrei, cel care ne-a adus pe Iisus Hristos în patria noastră și neamul nostru românesc. Aceștia sunt, după părerea mea, cei mai mari sfinți, mucenicii, merg direct, trecând vămile văzduhului, spre tronul Mântuitorului și nădăjduim ca la un moment dat să fie și canonizați. Cuvântul legionar să dea Dumnezeu să fie cunoscut în adevărata lui valoare, și anume esența neamului românesc, din ce am studiat și din ce ne-am rugat, a fost mișcarea legionară. Nu sunt sfinți mai mari ca dânsii și nici mai mulți în cei 2000 de ani. Generația noastră, care o parte am fost în comunism și o parte în această batjocură de după 89, avem datoria să le facem pomenirea, să le urmăm exemplu, și mi-aduc aminte de un moment de la sfârșitul vieții capitanului, când în cartea pentru legionari, de fapt în amintiri la Jilava, a spus că generația sfinției sale s-a luptat cu oamenii mai mult. Le plăceau victoriile asupra oamenilor, adică Hitler și Mussolini, acești doi tirani, doi nebuni, se luptau să prea puterea întreaga lume. Dar mișcarea legionară, spune capitanul, a dorit lupta împotriva omului vechi, adică împotriva păcatelor, împotriva diavolului sau slujitorilor lui. De aceea s-au format frăție de cruce. Mișcarea legionară a dorit ca să facă omul sfânt, mai întâi cinstit, drept și iubitor de țară și apoi în temițe idealul care pentru tot omul de pe pământ este sfințenia. Și iată că Dumnezeu pentru cinstea lor i-a încoronat și apoi a urmat temițele comuniste în care a apărut Sfântul Valeriu Gafencu, Sfântul Ilie Lăcătușu și ceilalți sfinți mari. Deci avem datoria să ne urmăm viața și în tot ceea ce facem, vreau să vă spun, trebuie să urmărim dacă este sau nu voia Duhului Sfânt. Și cum vedem aceasta? Din roada Duhului Sfânt, după cum citim la Apostol, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Să eliminăm din sufletele noastre tot ceea ce ne produce tulburare, ne depărtează de la Duhul Dumnezeu și așa vom putea să ne împlinim și noi vocația noastră de a ajunge mântuiți, măcar dacă nu unii dintre noi în rândurile Sfinților.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Apostol Andrei ale Sfinților Martirilor noștri, Cornelius Leacodreanu, Nicadoriș, Decentiri și ai tuturor Sfinților Români să ne ierte, să ne mântuiască. Amin. Să trăiți, Părinte. Are cuvântul camaradul profesor Șerban Suru. Unde este? Președintele Asociației Legiunea Creștină și militantă în mișcarea legionară pentru promovarea mișcării legionare încă din 1990-92. După tot ce au spus cei dinainte, n-aș vrea să subliniez decât un singur aspect referitor la faptul că Nicadorii, Decevirii și bineînțeles capitanul sunt eroii noștri care au, ca să zic așa, o calitate deosebită. Și mai ales capitanul. Sunt singurele personaje în frunte cu capitanul pentru care au fost oameni în stare să sacrifice numai ca să-i pedepsească pe cei care i-au ucis. Cei care au ucis, bineînțeles, pe capitan, pe Nicador și pe Decebir. Nicăieri în istoria României nu o să mai întâlniți un personaj, scuzați-mă de mira de personaj, mă refer din punct de vedere social și politic, așa cum a fost capitanul, pentru care cineva vreodată, după ce acesta a fost asasinat, să se gândească să-i pedepsească pe cei care au făcut așa ceva. Să folosească în sensul bun al cuvântului o răzbunare meritată. Niciunul dintre marii conducători politici, niciunul dintre eroii neamului, că-l chema Tudor Vladimirescu, Ștefan cel Mare și Sfânt, unii îl consideră și pe Antonescu, nu veți întâlni așa ceva. Dar mai mult, capitanul n-a avut niciodată nicio funcție în statul român. A fost câțiva ani de zile un simplu parlamentar. Și totuși au fost 7 echipe, dintre care una de elevi, care au dorit ca să-i pedepsească pe asasinii capitanului, a Nicadorilor și a Decevirilor. De aceea trebuie să luăm în considerare faptul că această unicitate a gestului pe care reprezintă capitanul și cu mișcare legionară ca școală nu este numai vis-a-vis de România și de neamul românesc. Este inclusiv în Europa. Fără discuție că deasupra mișcării legionare stă biserica și cu neamul românesc. Dar, repet, suntem aici pentru un fapt unic. Capitanul a deschis o școală care și în ziua de astăzi continuă. În numele lui și pentru această școală, alți oameni s-au sacrificat. O astfel de școală nu veți întâlni nicăieri în toată istoria neamului românesc. Nu este o școală a lui Tudor Vladimirescu, nu este o școală a lui Ștefan cel Mare, nu este o școală a lui Vlad Țepeș. Când a fost arestat Antonescu, să mă ierte cei care îl agrează, n-a mișcat nimeni niciun deget. Niciun general n-a încercat să-l tragă de urechi, scuzați-mi expresia, pe rege sau pe ceilalți, să spună ce faci, majestate? Vezi că vin eu ca general cu trupele și le liberez. Nimeni nimic. Pentru capitan, pentru Nicador, pentru Decevir și pentru alți martiri ai mișcării legionare au fost cu zecile și cu sutele. Și probabil că și noi la rândul nostru încercăm să ducem o mică povară așa cum putem în zilele noastre, în aceste zile, din nefericire, mult mai păcătoase sufletește decât cele din perioada interbelică. Dumnezeu să ne dea două sănătate, iar băieți să ierte, să odihnească și să le ducem mai departe școala pe care au deschis-o. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Are cuvântul camaradul Sorin Pura, vicepreședinte al Partidului Totul pentru Țară. Camarade. Dragucernici părinți, dragi camarazi, am mai bine de un secol de la nașterea capitanului și aproape unul de la moartea lui, România se regăsește acolo unde era până la apariția acesteia, adică o Sahara populată. Astăzi, mai mult decât oricând, simțim nevoia să ne raportăm la acest imens bagaj de învățăminte pe care Codreanu și doctrinarii legionari erau lăsat nouă generațiilor de astăzi. Ne vom întoarce într-o zi, ne vom întoarce neapărat, sunt vorbele lui Radu Gir.
care profețesc această renaștere a legiunii pe care trebuie să o privim ca pe o datorie supremă. În aceste vorbe pe care le rostesc astăzi, mă îndrept cu gândul către viitor. Așa ar fi vrut și capitanul, să-l plângem în sufletele noastre, dar să privim neîncetat spre înfăptuirea unei românii ca soarele sfânt de pe cer. Domnul Virgil Totoescu, care an de an ne-a fost aici alături, ne reamintea mereu care este țelul mișcării legionare, împăcarea neamului românesc cu Dumnezeu și mântuirea lui. Pentru capitan, mântuirea neamului românesc mergea mână în mână cu gospodărirea treburilor țării. Niciodată în istoria neamului românesc nu și-a pus cineva problema în felul acesta. Să construiască prin educație și credință o oaste a lui Hristos în care să pornească, cu care să pornească la înfăptuiri mărețe, trecând prin muntele suferinței, pădurea cu fiare sălbatice și mlaștina deznădejdii, slujind până la moarte crezul legionar. Îndrăznesc să vorbesc astăzi tinerilor prezenți aici. Trebuie să-l simțim pe capitan viu în noi. Pentru că așa cum zicea Emil Cioran după una din întâlnirile cu capitanul, în afară de Hristos, nici când un mort nu a fost mai viu printre noi. De azi înainte, vom porni cu elanul înaintașilor noștri la împlinirea crezului legionar. Vom porni din acest loc, sfințit de martiriul capitanului, cu gândul că vom sacrifica tot ce este nevoie pentru a pune o cărămidă la înfăptuirea unui nou destin românesc. Vremurile de astăzi nu ne mai permit să stăm deoparte. Fiecare fărâmă din substanța noastră geme pentru dreptate. Depinde de noi să o realizăm. Capitanul ne îndeamnă să ne întrebăm ce putem face noi pentru țară și nu ce face ea pentru noi. În timp ce legionarii se reîntregesc în ceruri, o nouă generație se naște pe pământ. Să facem un legământ în fața acestor sfinți că vom duce cu demnitate lupta mai departe, indiferent de greutățile care ne vor ieși în cale. Lupta va fi grea, iar forțele vor fi disproporționate, dar cu Dumnezeu în inimile noastre nimic nu va fi imposibil. Camarazi, țara astăzi ne cheamă, iar noi trebuie să răspundem prezent. Alături de capitan, decemvir și nicador, morți, dar mai fi ca niciodată, să pornim la împătuirea crezului legionar. Același Radu Cir spunea, nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, un dor acele brațe slute, care să lupte nu mai vor. Cât timp în piept inima scântă, ce-ți pasă în colp, un braț răpus? Ce-ți pasă în colp o spadă frântă când te ridici cu steag mai sus? Înfrânt nu ești atunci când sânge și nici când ochii în lacrimi țis, adevăratele înfrângeri cu renunțările la vis. Și voi încheia prin relievarea portretului capitanului prin prima vizionii lui Aron Cotruș. Mulțimile oarbe unul se alege, gândul lui rege, vorba lui lege, vrerea-i plată și de neînfrânt, pasul lui cu tremur de pământ. Veacul subtrează de-n spatele grea, îi zice cum vrea, îl botează cum vrea, la masa de lucru adună, azurul văzduhului lângă furtună, și lângă inima, mai bună ca o pâine, cruzind de tigru, auzul de câine. Noua lui limbă, fata țării o schimbă, grâul crește mai plin din pria săracă, fetele se fac mai frumoase să-i placă, flăcăii pentru el se îmbracă în mușc mai tar ca de oțel, pentru el o rază din privire ruptă, oricine-i gata pentru el ca să cază în luptă. Bătrânii, sătui de viață, parcă ar vrea să mai trăiască, să steie drepți la vorba lui împărătească. Pușca, tunul, tancul, cu botul în pină, îi se închină. Pace-i mai pace, războiul mai crunt, pentru el toate sunt așa cum sunt. Ochii lui, cu mii de uitături deodată, străfulgeră și scoală în picioare țara toată. Dumnezeu să-i odinească pace. Mulțumim, camarade. Fratelele, sus!